Salut! Așa cum am promis, am revenit cu partea a treia a clipului. Am așezat magneții nord-sud, 8 magneți nord, 8 magneți sud. Da? Magnetul are 10 mm cu 5 mm grosime cu 10 cm lungime. Da? Deci nord, sud. Mi-au intrat 8 magneți pe o parte, 8 magneți pe o parte. Haideți să-l asamblăm, să vedem rezultatul. Se învârte ușor. Haideți să punem aparatul de măsură. Se vede. Luăm cleștișorii. Punem mai întâi pe bombina principală. Să-i dăm cu bor mașina. Avem 46,6 V. Din păcate, rezultatul nu este cel așteptat. Haideți să punem și pe bobina secundară. Ne așteptam la mai mult. ...46,2 V pe bobina secundară. Haideți să facem și puncte între ele. Și 6 de volți.
dacă este vreo diferență. Deci mai bine ar fi așa. Ideea e că nu sunt mulțumit deloc de rezultat. Nu știu care ar fi problema. Când spun că nu sunt mulțumit de rezultat comparativ, fac comparație cu acesta, da? Acesta, învârtit la aceeași, cu aceeași bormașină. Da? Sper că se vede. Vedeți că mi-a sărit cleștișorul. Sper că se vede. Da? Deci învârtit cu mâna, de exemplu, mă duc în 40-80 de volți. Da? Cu bor mașina, deja deci cu acesta, fără probleme, aprind o lampă de 200 de wați incandescentă. Pe când cu acesta, nu știu de ce, nu are același randament care ar fi trebuit fără probleme să, pentru că bobinajul este mult mai gros față de ăsta de motor de aer condiționat. Am respectat ceea ce a spus domnul Nelu. Polul nord, polul sud, am umplut rotorul cu magneți și totuși nu este randamentul la care mă așteptam. Deci aceasta e o lampă incandescentă de 200 de wați. Da? Uitați cum o atinge. Pe când cu acesta nici nu se pune problema să aprind nici măcar un bec de 10 wați. Aștept din partea dumneavoastră dacă aveți idee care ar fi problema acestuia. Momentan nu mai am idei ce aș putea să-i fac. O să încerc și la o turație mai mare. O să găsesc un motor cu turație mai mare. Să pot să-l duc în 50 de Hz, să vedem exact ce volta scoate la 50 de Hz. Vă mulțumesc! Dacă sunteți interesați de subiect, abonați-vă și dați un like. O zi bună!